Așa, în legătură cu fonduri europene, am făcut și voi face în continuare toate demersurile pentru a obține finanțare pe absolut tot ce putem dezvolta în această localitate. În momentul de față am depus cerere de finanțare pentru un after school în fosta școală din satul Bucșenești, care este în momentul de față dezafectată. Am depus pentru stații de reîncărcare electrice, pentru dotare mobilier în toate școlile din localitate. Suntem în procedură de întocmire a documentelor tot pe fonduri europene în ceea ce privește centrul de zi pentru persoane cu dezabilități în Căminul Cultural de la Țițeș, care în momentul de față este într-o stare avansată de degradare și trebuie găsit o modalitate de a-i da o folosință acestui cămin, că este păcat de el, are în jur de 100 de ani, dacă nu mai bine, pe de o parte. Pe de altă parte, lucrăm la eficientizarea energetică pe AFM la Casa de Cultură din satul Bucșenești, din zona DN73, unde vom moderniza în totalitate această casă de cultură cu pompe de căldură, panouri fotovoltaice, izolație, schimbare termopane, tot ce înseamnă modernizarea acestei case de cultură. Și orice măsură sau orice apariție pe aceste fonduri europene și care ne poate ajuta în dezvoltarea acestei localități, voi face toate demersurile pentru a obține această finanțare, având în vedere că nu sunt bani publici și ne ajută la dezvoltarea acestei localități. Vă mulțumesc!